moderatorului lansării, domnul Sorin Tudor, directorul editurii Universitaria din Craiova. Bună ziua! Bună ziua, am preluat legătura. Suntem în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu, unde are loc lansarea cărții Poveștile Clipe. Este o lansare inedită. Către mine, către noi, se îndreaptă roboțelul Raschi, care aduce această carte. Raschi este un roboțel conceput de o echipă compusă din elevi de la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova, îndrumată de doamna profesor Alina Câlțan. Echipa colegiului din Bănie a obținut locul 3 la secțiunea Inspire Award la Timișoara, acum o săptămână, la cea mai mare competiție de robotică pentru liceenii din România. Felicitări pentru rezultatul obținut. Haideți să-i aplaudăm, haideți să-i încurajăm și le dorim să ajungă în America la cel mai important concurs de robotică pentru liceeni. Încă o dată vă rugăm să-i aplaudați. Vă mulțumim pentru acest moment. Lansarea de față reprezintă un proiect editorial al editurii universitarii a Universității din Craiova. Proiect care a fost inițial un proiect online desfășurat pe site-ul Radio Oltenia. Editura universitaria a fost înființată în anul 1992 și în cei peste 25 de ani de funcționare, în cadrul editurii, au apărut peste 3.000 de titluri de carte. Revenind la această carte, cei doi autori, Davian Vlad și Dan Păsărin, sunt deopotrivă jurnaliști, oameni de radio, redactor ai Radio România Oltenia Craiova și cadre didactice universitare la Facultatea de Litere a Universității din Craiova, secția Jurnalism. Poveștile Clipei cuprinde între coperțile sale 37 de imagini pe care, așa cum mărturisește Dan Păsărin, a fost tentat să le imortalizeze, imagini completate de Davian Vlad cu povești inspirate de aceste instantanești. Poemele alcătuite de cei doi sunt acele fragmente de lume care pot reface întregul doar în mintea noastră. Sunt cu și despre acele imagini dintr-un întreg care ne-au străfulgerat și care ne prefac de fiecare dată în ceva mai mult, ne îmbogățesc, căci viața se adună în noi clipă cu clipă, nu an de an, nici vârstă cu vârstă. Am citat din prefața acestei cărți, semnată de criticul Xenia Negrea, pe care o invit la microfon. Mulțumesc! Îi felicit pe cei doi colegi și pe cei doi jurnaliști pentru ceea ce au realizat, nu numai pentru această carte, ci pentru felul absolut exemplar în care au știut să-și promoveze produsul, în care au știut să-și promoveze această carte și ne-au învățat și pe noi să știm, să ne-au învățat și pe noi ce înseamnă, totuși, publicarea unei cărți. Nu este o chestiune nici de rutină, nu este o chestiune nici de orgoliu, nu este o chestiune nici birocratică, este o bucurie. Și faptul că noi acum avem la Craiova acest târg de carte, ne intrase cumva într-o oarecare rutină. Ne obișnuisem să fie la Craiova în primăvară, să înceapă caravana Gaudeamus. Prin felul în care acești doi oameni au știut să se bucure de evenimentul lor editorial și prin felul în care ne-au învățat și pe noi, parcă târgul, ediția de anul acesta a târgului Gaudeamus a fost mult mai vie, mult mai puternică, mult mai veselă, de ce nu? De asemenea, am aflat din presă, din declarațiile pe care le-au dat la presă, că cei doi se află, spre marea mea surpriză, cei doi se află la debutul lor editorial. Dacă nu greșesc și n-am fost dezinformată și n-am fost, este debutul lor editorial. Rar mi-a fost dat să văd pe cineva care să se bucure atât de mult de un astfel de eveniment.
Mă bucur, m-au molipsit și pe mine, am învățat și eu de la ei ce înseamnă o astfel de bucurie. Voi căuta să nu mă repet, să nu repet ceea ce am spus în prefață. Vă invit cu tot dragul să răsfoiți acest album pe care l-au realizat cei doi, pentru că de asemenea ne oferă o altă lecție. Este o carte, este un album care nu critică pe nimeni, nu ceartă pe nimeni, nu judecă pe nimeni, nu dă sfaturi. Este o carte care ne arată, ne amintește că suntem făcuți din clipe. Viața asta a noastră, câtă este ea, anii aceștia pe care îi avem, fiecare zi, fiecare săptămână, fiecare lună, fiecare an, înseamnă, de fapt, foarte multe clipe pe care noi am uitat să le conștientizăm, de care noi am uitat să ne bucurăm și să avem grijă. O greșeală nu o faci într-un an de zile, o greșeală o faci într-o clipă. Un gând bun, o idee, o inspirație nu-ți vine într-un an de zile, îți vine într-o clipă, este adevărat, după ce te-ai poziționat în așa fel încât te-ai pregătit pentru clipa respectivă. Dar tot despre clipe vorbim. Până la urmă, iată, ne spun cei doi, clipele acestea nu sunt doar niște străfulgerări. Nu sunt, eu știu, trecerea prin excelență, efemeritatea prin excelență. Sunt pline de povești. În fiecare clipă este scris viitorul nostru. Pentru că, iată, ei ne învață și cred că numai niște jurnaliști ar fi putut să vadă lucrul acesta. Știți că se spune că jurnalismul este istoria clipei și ne-am plictisit să auzim lucrul acesta într-un mod foarte frumos, foarte elegant, foarte plin de sens, foarte frumos scris, foarte delicat. Ne amintesc toate lucrurile acestea, cei doi, prin imagine, dar și prin cuvânt. Le mulțumesc, îi felicit și așteptăm următorul proiect editorial de aici înainte. Avem mari așteptări de la voi. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi, Xenia. Trebuie să vă mulțumesc că deja am discutat cu cei doi pentru un nou proiect editorial pe care dorim să-l lansăm la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus de la București din noiembrie. Acum îl invit la microfon pe domnul colonel în rezervă Mircea Anghel, președinte al fotoclubului Mihai Dan Călinescu, artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică. Bună ziua! Trebuie să vă mărturisesc că a fost pentru mine nu numai o bucurie deosebită să constat că pe lângă imagine apar niște inserțiuni foarte, foarte interesante și cu atât mai profunde cu cât se referă la imaginile respective. Este, de fapt, această îmbinare între imagine și text, o îmbinare, pot să spun, destul de sofisticată și destul de apropiată de noi în același timp, pentru că ne prezintă pe lângă clipele efemere la care doamna se referea atât de frumos adineauri, ne reprezintă în același timp pe noi. Ne reprezintă gândurile noastre, gândurile și trăirile noastre și mai mult chiar gândurile și trăirile autorilor. Este remarcabil că acest eseu de eseuri, eseul regele necontestat al literaturii și al fotografiei, sunt îmbinate atât de frumos și atât de armonios în această lucrare. O recomand cu căldură. Pe mine m-a impresionat prin faptul că imaginea, pe lângă faptul că vorbește de la sine, imaginea este cea care vine în completarea textului și invers. Textul se armonizează perfect cu imaginea. Felicitări autorilor și le doresc mult succes în continuare. Vă mulțumim, domnule colonel. Va urma un moment poetic. O invit la microfon pe doamna Petronela Zurba, actrița Teatrului Național.
Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorată. Am primit și o carte. Voi da glas acestor clipe care trec, acestor povești care rămân, firmiturilor de iluzii și promiselor primăveri fără de sfârșit. Ca o ultimă încercare de a amuți limbute tristeți, ca o ultimă șansă de a surprinde, de a supune perfide iluzii, ca o ultimă străduință de a prinde aripile translucide ale providenței, ca un ultim gând ce întârzie plecarea, ca o mântuire ce-și caută sufletul, ca o frântă dorință, ca un ultim destin, o adiere, o lacrimă, o picătură de amânare, începuturi de lume, de promise primăveri fără de sfârșit. Cu mâna asta pângărită de vremuri haine, voi rupe visele albe de altădată în mii de bucăți. Iar cu firmiturile iluziilor mele deșarte, voi hrăni hulubeii speranțelor voastre rebegite de frigul așteptării. Și de nu mă veți vedea nici atunci, fiți siguri că veți simți mai devreme sau mai târziu adierea mută a firavelor aripi cu care vă veți putea căuta printre nori viitorul. Făvânt șovăielilor albastre și acoperă uniform cu o ultimă primă ninsoare urmele deznădejdii și băncile goale din sufletele noastre, adulmecă mireasma verde a șoaptelor înfiorate și îngână obraznic lidul uitării deghizate în tandră adiere. Și aruncă-ți privirea și umbra în iazul mărginit de coapsele unui întuneric mut ca lebedele ce pozează grațios în nopțile albe dintre două zile negre. Și palmele noastre caută cu înfrigurare rămășițele iubirii de ieri și privirile spinte că surd umbrele uitării sub care încă ne mai sunt ascunse pasiunile amânate și inimile bat la porțile îndrăznelilor șoptite, timid și fiorii făgăduinței iau locul ultimelor amăgiri și muzica își face intrarea în scenă într-o notă pe care nici moartea nu mai poate atinge. Și dansul redevine poezie în doi și cuvintele tremură din nou în așteptarea promiselor tăceri. Dintr-o carte am furat răsăritul. În cărți am fugit să-mi aflu răspunsul. Din cărți am împrumutat visul și zborul. Cu o carte am conturat necuprinsul. Într-o carte mi-am ascuns frica de moarte și am învățat să trăiesc mai departe, fără oprire, fără ostenire. Mii de vieți într-una, singură. Clipa s-a văzut prinsă în plasa amăgitoare a timpului. Poveștile încă au reușit să treacă prin ochiurile albe care opresc la poarta amintirii gândurile nespuse și epopeile neîncepute. Și nu se vor opri acolo, unde drumul se bifurcă în fâșii de vânt și nici acolo unde cerul întinde giulgiul de cositor al uitării. Cu poveștile noastre, poate vă veți întâlni cândva la o răspântie de vis, la un capăt de vers. Atunci le vom da de știre celor care n-au uitat să asculte că vorbele nu și-au spus ultimul cuvânt, iar cuvintele încă mai pot ține de vorbă solii tăcerii. Vă mulțumesc frumos!
Vă mulțumim și noi pentru acest moment poetic. Urmează un moment hip-hop și îl invităm pe domnul Boleru, dar vă rog să vă întoarceți pentru a-l observa. La care nu avem acces, pe care nu le cunoaștem și nu le putem cunoaște. De asemenea, în istoria artei, încă din Antichitate, a existat un principiu, ut pictura poesis, care cerea poeziei, cerea literaturii, cerea textului vizualitate. De asemenea, de când din Renaștere, de când a fost inventată sau redescoperită pictura, în primul rând pictura laică, acesteia i s-a cerut mereu să spună sau să ascundă o poveste. În acest volum avem un concentrat de artă binară, text și imagine, care, mai mult decât să fie un dialog între cele două arte, constituie o unitate de sens extraordinară. Davian Vlad și Dan Păsărin ne introduc într-o realitate recompusă ca un puzzle, din mici momente semnificative, sau care devin astfel odată ce obiectivul se fixează asupra lor și cuvântul le dezvăluie, deseori poetic, taina. Realități cunoscute capătă o altă lumină și semnificații noi, aspecte neștiute vin să ne îmbogățească și să ne însoțească în această călătorie ce redă clipei speciale, atenția și demnitatea pe care le merită. Autorii par a se bucura și ne îndeamnă să facem la fel, rostind, precum celebrul personaj ghiotean, Faust, clipă, oprește-te, ești atât de frumoasă. Noi nu avem decât să mulțumim pentru aceste experiențe la care ne fac părtași cei doi și să le dorim să ne îmbogățească din ce în ce mai mult cu aceste priviri speciale aruncate asupra lumii și să ne facă părtași la aceste experiențe frumoase. Mulțumim mult! Vă mulțumim, domnule profesor! Această carte nu ar fi putut să vadă lumina tiparului fără ajutorul domnului Andrei Bran, creator digital și redactor al cărții, omul din spatele acestor
texte și acestor fotografii minunate. Andrei, te rog să ne spui câteva cuvinte. Bună ziua! Eu sunt Bran Andrei, tehnoredactorul cărții. Ca și fotograf sunt despus în situația de a căuta prin ocular și de a capta pentru totdeauna clipe, momente care trec neobservate. De aceea am și acceptat să lucrez la acest proiect și aș vrea să le mulțumesc autorilor pentru această oportunitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Avem o surpriză pentru dumneavoastră. Chiedo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, la sera scritta, tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore. Stupidi da ricordare, ma vedete notte pensando a dormire, altra fare l'amore, amore, se mi va amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a quando amo, amo solo a te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei. Doamnelor și domnișoarilor, la mulți ani și să aveți o primăvară frumoasă și felicitări lui Dan Păsărin și lui Davian Vlad, prietenii noștri. Mulțumim minunaților băieți din prima și singura trupă de pop opera din Oltenia, Angels, doamnelor și domnilor. Aplauze din nou, merită. Mulțumim din suflet. Vă mulțumim în mod special dumneavoastră pentru că ați venit într-un număr atât de mare. Este absolut impresionant, suntem emoționați aproape până la lacrimi, eu și Dan, pentru ceea ce se întâmplă aici. Atâția oameni minunați strânși într-un singur loc, pentru noi doi, e o performanță, Dan, trebuie să recunoaștem acest lucru. Mulțumim celor care au vorbit atât între paginile cărții, cât și aici în fața dumneavoastră.
cuvinte absolut copleșitoare pe care sperăm să le și merităm. Xenia Negra, prietena noastră dragă și colegă, e acolo. Mihai, de asemenea, prieten drag și coleg al nostru, mulțumim din suflet. Artistul fotograf Mircea Anghel, un nume mare al fotografiei din Oltenia și nu numai. Mulțumim din suflet. Mulțumim Andrei Bran, cel care a fost tehnoredactorul cărții și care este un creator digital extrem de înzestrat, după cum vă va spune Dan imediat. Mulțumim editurii Universitaria și directorului, dacă mă vede, Sorin Tudor. Mulțumim, Sorin! Mulțumim din suflet. A fost foarte bine, ca și bine. Și pentru prestația radio pe care ai avut-o. Suntem în continuare în direct pe frecvențele postului public regional de radio. Mulțumim Radio România Oltenia Craiova pentru că ne-a oferit platforma ideală pentru a ne împărtăși gândurile, rânduri, poemele în proză și poemele în lumină, care și-au găsit locul până la urmă între coperțile acestei cărți, poveștile clipei. Așadar, mulțumim postului public regional de radio, acolo pe www.radiooltenia.ro. La sfârșit de martie 2016 a început povestea noastră. Se încheie un ciclu, iată, la început de martie 2019. Și vă mulțumim din suflet pentru că sunteți alături de noi în acest moment minunat. Închei, pentru că ne-am propus să vorbim puțin, dar probabil nu am ținut de cuvânt. Eu, cel puțin. Nu uitați, clipa trece, poveștile rămân. Trăiți clipa și bucurați-vă de poveștile ei. Mulțumim! Haideți să-l aplaudăm mai cu vârmă. Mulțumesc, mulțumesc lui Dan Păsărin pentru idee, pentru faptul că m-a ținut în priză un an de zile. M-am mobilizat și mulțumesc pentru fotografiile lui care au fost o sursă de inspirație inepuizabilă pentru textele mele. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan! Întrucât nu am scris, nu o să vorbesc foarte mult, mai ales că am vorbit mult în dimineața asta pe matinal și vreau să vă spun doar atât. Mergeți dincolo de imagini, pentru că viața, așa cum a spus și Xenia, are și alte valențe pe care noi am încercat să le surprindem într-o clipă, într-o carte. Îi mulțumesc lui Andrei pentru că el stă ascuns, așa a făcut mereu. A făcut o premieră în România, ceea ce înseamnă a expune un mesaj pe un LED foarte mare și este un pionerat. Îl felicit încă o dată. Este un copil al Craiovei care merită valorificat la maxim. Ne cerem scuze dacă nu mai sunt cărți. Vă mulțumim! Și vă mulțumim în ultimul rând pentru mine în urma artița Teatrului Național Marisol Escu din Craiova, care a fost de asemenea alături de noi, și colegului nostru, Cătălin Glăvan, a.k.a. Colero, artistul hip-hop care, inspirat de cartea noastră, a lansat aseară o piesă titulată Poveștile Climului. Câteva aplauze, el este Cătălin Glăvan. Poveștile Climului. Colegul pe matinal, Colero, altfel frâns. Poveștile Climului s-au transformat în Poveștile Nimănui, adică versiune hip-hop. Mulțumim din suflet. Mulțumim, Cătălin. Aceasta a fost Daria, legătură în studio. Mulțumim tuturor.